Miroase ciudat. Încep să simți niște furnicături așa. Dacă calci pe la metrou, calci pe borsec și dacă mergi la Casa Poporului, tot de borsec, da. Oh, nu cred. Bună dimineața. Bună dimineața din borsec. Vrem să mergem să luăm micul dejun și începem exploratul să găsim aici altceva în afară de apa borsec. Dar înainte de toate, hai să mergem să mâncăm ca să avem o doză și mai mare de energie, așa că hai la micul dejun. Hai. Gata, am luat și micul dejun aici. Da. Am avut mic dejun. Țărănesc, gustos, Țărănesc. Bun. Da, foarte, foarte bun, mai ales gemul de caise. Haideți să vedem ce descoperim aici. Ești pregătită? Normal. Ești veselă? Normal. Hai. Chiar aici lângă pensiune sunt mai multe vile care sunt numerotate. Vedeți aici vila numărul 32, acolo undeva în spate vila numărul 35 și pe vremuri oamenii care veneau aici pentru tratamente mergeau jos în stațiune, iar apoi erau repartizați. Tu mergi la vila numărul 32 sau... Deci nu aveau o denumire, erau numerotate și așa știai unde să mergi. Iar acolo în capăt avem vila numărul 57. Când o să vedem așa câte o vilă numerotată, o să vă arătăm și vouă. Deci am văzut 32, am văzut 35 și uite acum 57, doar că e renovată și e cumpărată. Deci stă o familie în ea, dar au păstrat numărul, nu l-au dat jos de pe casă. Iar aici avem vila numărul 52, care este într-o stare destul de mare de degradare. Deci asta nu e vilă renovată, nu mai este locuită. Și astăzi nu suntem singuri la plimbare, suntem și cu Andrei. Hey, ghidul nostru. Ghidul nostru de astăzi de aici din Borsec. Welcome to Borsec. În drumul nostru spre Poiana Zânelor am ajuns la primul izvor de apă minerală, izvorul numărul 10 de aici, din Borsec, și citeam indicații terapeutice pentru această apă, afecțiuni de tiroidă, insuficiențe de enterocolite și diabet zaharat. Deci pentru asta ar fi bun acest izvor și aici mai avem o siglă, zăcământul Borsec, sursa izvor 10. Și destul de mulți oameni aici în interior care vin cu sticle și ce fac? Își iau apă, da. Și ne spunea Andrei că vin și din partea Moldovei. Da, vin nu numai din Moldova, vin și din alte părți ale țării. Își fac provizii, așa cum ați văzut, de vreo lună, două. Și când se golesc sticlele de acasă din beci, atunci revin înapoi la Borsec. Iar în spatele acestui izvor era un restaurant în care cei care serveau masa aici își făceau și un șpriț direct cu apă minerală naturală la izvor. Asta e foarte tare. Deci restaurantul era lângă izvor, luau apa direct de aici din izvor și făceau șpriț. Acum nu mai este restaurantul. Acum nu mai este, facem acasă. Facem acasă, a rămas doar izvorul aici. Mergem să luăm apă din izvorul numărul 10. Ca să încercăm. Și bineînțeles, într-o sticlă de borsec. Andreea, gustând pentru prima dată apă de izvor, deci de la izvorul numărul 10 din Borsec. Interesantă la miros, așa-i? Și la gust. Și la gust. Da. Miroase ciudat, dar la gust nu e așa de rea. La gust nu, e ca și cum ar fi apă minerală, da. Doar mirosul e puțin mai ciudat. Și e un pic mai înțepător așa gustul, adică da. Nu e chiar ca apă minerală din comerț, dar e bună. Dacă ajungeți aici în Borsec, izvorul numărul 10, foarte aproape de centru stațiunii Borsec, da. Și e pe drumul care merge în Poiana Zânelor. Hai da, să ne continuăm și noi. Da, veniți cu o sticlă goală de Borsec și o umpleți aici. Aici e o parcare mică, iar acolo e o tonetă cu langoș. Nu e foarte, foarte mare. Și asta e intrarea la... Poiana Zânelor! De unde denumirea asta oare? Aici jucau zânele. Aici se jucau zânele. Asta e intrarea principală. Și se numește rezervația Scaunul Rotund? Da. Da. Și aici este un urs cu o sticlă de apă minerală în mână. Asta este emblema Borsecului. Da? Acolo. Hai că-l găsim. Hai până la urs. Deci emblema orașului Borsec e un urs cu apă minerală. Da, în 2018, dacă nu mă înșel, a fost făcut când a fost Ceaua în Borsec Festival. Ah. Un festival al ceauanelor.
mâncare făcută la Chaon cu bucătari din toate colțurile lumii și a fost și un maestru, un ales sculptatului în lemn cu drujba. Și ăsta e făcut tot cu drujba. Și în cadrul acelui festival, da, a sculptat acest urs? A sculptat ursul ăsta. Wow. Ce fain și cu drujba, îți dai seama. Un artist. Da. În fiecare an, bineînțeles, în afară de anul ăsta, ba, sunt șanse să fie și anul ăsta, dar nu, încă nu suntem siguri. Se face Chaon Borsec Festival. Este un festival de gătit, artă culinară, dar și de sporturi outdoor, tot felul, alergat, trekking, tot felul de mers cu bicicleta, și alte sporturi. Și se ține în fiecare an, în iulie, anul ăsta probabil că va fi pe 4 septembrie, se ține la pârtia de schi, e foarte fain, așa că nu ratați la anul sau anul ăsta pe 4 septembrie Chaon Borsec Festival. Super, dacă se ține anul ăsta, uite, sună apetisant, cine poate, cine poate veni, da, ar fi frumos, da. Și aici pe acest urs, de fapt pe sticla, de la urs scrie Borsec. Poiana Zânelor, de fapt, este mai mult decât o zonă amenajată. Este un parc de ape. sau Baia Poiana Zânelor se mai numește. Aici, în Baia Poiana Zânelor, sau Băile de Picioare, cum este numită, veți găsi 3 bazine care sunt amenajate, în care oamenii vin și se bucură de apa de izvor. Și mai trebuie să știți o informație prețioasă, izvorul este chiar aici unde sunt bazinele, adică apa este direct captată din izvor. Și se zice că este foarte rece. Bazinele de aici sunt cunoscute și sunt recomandate pentru persoanele care au probleme cu circulația sângelui. Și mulți oameni vin și se folosesc de aceste bazine cu scop terapeutic. Și tot legat de bazinele de aici există o legendă care spune că... Asta e legenda ciobanului. Se zice că în zona asta a venit un cioban acum câteva sute de ani și dând peste apele astea miraculoase s-a vindecat. S-a întors în Imperiul Austro-Ungar și în urma poveștilor lui către un colonel care era foarte mare în armata Imperiului Austro-Ungar, acest colonel, auzind despre povestea asta a ciobanului, a venit și el aici și s-a vindecat de boala care o avea. Apoi, în cinstea vindecării, ca să zic așa, au făcut un parc care astăzi este redat aici, în Baia de Picioare, Băile de Picioare. Deci, practic, a pus bazele locului, locului acestuia. Exact, exact. L-a făcut mai cunoscut. Și-au făcut valizele vesele și-au venit aici și s-a vindecat. Ne-am plimbat pe aici... pe alei, în Poiana Zânelor, după ce am fost la Baia de Picioare și acum mergem către... către Grota Urșilor. Dacă ieri n-am văzut urși, să vedem dacă vedem astăzi. De ce îi se spune Grota Urșilor? O să ne zic Andrei aici. Grota Urșilor, cea pe care urmează să o vizităm, nu este o grotă sau o peșteră tipică. Este o formație naturală din stânci uriașe și practic între stânci este o fisură care astăzi poartă numele de Grota Urșilor, iar noi o să mergem acolo și o să trecem prin fisura respectivă între cele două stânci care o mărginesc. Hai să vedem! Da! Uitați aici, Grota Urșilor la intrare. Și o să mergem pe cărarea asta printre stânci, vreo 60 de metri, atât are lungime. Hai! Hai să începem! Ai auzit acolo o păsărică și ce ai zis? Că poate e un urs? Da. Iar stâncile, din cauza că e răcoare, sunt destul de umede. Super reci. Uite, chiar amănuntul ăsta nu știam și nu avem cei mai buni papuci pentru okay, o astfel de drumeție. Hai că de aici încolo e bine. Zici? Uite, aici intră soarele. Wow! Mă, ce fain arată! Și chiar după 10-15 metri ești foarte tare între cele două stânci.
Deci dacă sunteți în plină vară în Borsec și e foarte cald, veniți aici la Grota Urșilor și gata. Ați rezolvat problema, aici ai răcoare. Aer condiționat natural. Exact, cum zice Andrei, aer condiționat natural. Și aici e capătul grotei. De aici nu mai poți să mergi. Deci, cum zice Andrei, aici e burlogul. Și mai avem o mică scară. Ia uitați, aici e o mică scară. Care poți să urci până acolo sus pe stâncă. Dar dacă nu ai experiență, poate mai bine nu. Și papuci adecvați. Exact. Și ar trebui să ai totuși un pic de echipament. Noi nu o să urcăm, mergem până aici în capăt. Aici e capătul, grota, efectiv, între două stânci. E umezeală, e rece, dar e plăcut, fiindcă afară e cald. Mie-mi place. Nu, Andreea? E așa dramatic peisajul, e super impresionant, îmi place mult. Uite, că am ajuns și în Grota Urșilor aici în Borsec. Da. Ai zis tu că facem România mai veselă. Și mai frumoasă. Gata și cu Grota Urșilor, am ieșit. Suntem toți trei. Ne-am întors toți trei. Ne-am urcat urșii. Da, n-am întâlnit niciun urs. Suntem toți trei veseli și acum mergem către cariera de... Travertin. Travertin, care e un fel de marmură. Da, o marmură mai slabă. Slab calitativă. Așa. Și de acolo s-a construit Casa Poporului și metroul din București cu foarte multă piatră de aici, de travertin, de la Borsec. Wow, hai să vedem locul acesta. De la Grota Urșilor, la doar câteva minute de mers pe jos, în drumul nostru spre cariera de travertin, este Mufeta sau izvorul Străvechi. Este un izvor care a fost descoperit în 1870, dar care cu timpul a secat. Iar acum, în zilele noastre, emană gaze naturale care la fel sunt vindecătoare, iar oamenii vin aici. Izvorul este amenajat, înăuntru arată ca și o sală așa de saună cumva. Și, cum spuneam, vin oamenii și stau cu picioarele acolo și practic am înțeles că dacă stai în jur de 5 sau mai mult de 5 minute, încep să simți niște furnicături așa în picioare de la gazele care sunt emanate de la izvor. Din păcate acum este închis și nu putem intra. Dar să știți de el. Andreea, veselă, da. Unde am ajuns? Am ajuns în sfârșit la cariera de travertin. Și am fost așa uimită, pentru că mă gândeam că o să fie ceva de genul cum avem în munții Călimani, știi? Unde s-a făcut exploatare. Da, o carieră la rotund. Da, dar nu, e total diferită. Și mă uitam cât de drept sunt pereții, cum au fost tăiate blocuri. Blocuri, da, cum efectiv au fost tăiate blocuri de piatră. Efectiv, în zona asta sunt ca niște trepte. Uh-huh. De sus până jos, ca un amfiteatru. Și acolo noi vedem Borsecul de jos și în depărtare se vede și o parte din fabrica celor de la Borsec. Și așa se prezintă acum cariera de travertin. Și ne spunea Andrei că de aici s-a exploatat, sper că zic bine, și s-a folosit blocuri mari pentru construirea Casei Poporului și a stațiilor de metrou din București. Pe timpurile, pe vremea lui Ceaușescu, de fapt. Dacă calci pe la metrou, să știi că calci pe Borsec. Cum, Andrei? Deci dacă calci pe la metrou, calci pe Borsec. Și dacă mergi la Casa Poporului, tot de Borsec dai. Deci uite, în București găsești multe elemente din Borsec. Lăsăm cariera aici și noi o să mergem mai departe către, cine știe? Peștera de Gheață. Hai să mergem și la Peștera de Gheață. Dacă ajungeți în Borsec, vizitați și această carieră de travertin. Da, oricum, toată zona asta cu traseele către punctele turistice la care mergem și noi e foarte bine amenajată și e o plimbare în natură, practic. Da, din Poiana Zânelor poți ajunge în toate punctele acestea. Chiar când am intrat în Poiana Zânelor, credeam că e un punct așa mai mic, dar nu. E întins. Da, și nu e traseu montan, nu e dificil, e mai mult așa o plimbare. Zonă de promenade, da. Am ajuns la Peștera de Gheață. Este acolo în spatele meu cu intrarea aceea îngustă. Este o peșteră care s-a format în grota aceasta din masivul de travertin. Și se numește Peștera de Gheață pentru că pe timp de iarnă, infiltrațiile care apar în peșteră îngheață sub forma unor stalactite și stalagmite. Și primăvara, târziu sau vara, ele se dezgheață. Deci acum, mai mult ca sigur, nu vom găsi gheață, dar noi ce să vedem un pic interiorul. Asta e intrarea aici în peșteră.
și picură momentan. Nu cred că avem gheață. Te duci tu mai în față? Da, da. Hai, du-te. Lasă-mă să vrei trec. Să-mi dau lanterna? Nu. Stai să trec. Mamă, e foarte mare. Eu credeam că e mult mai mică. Uitați și aici o parte. O simt până în capăt. Poate, poate găsim puțină gheață. Dar nu. Nu se vede nimic. Și deja lumină nu mai este deloc aici. Oh. Ce interesant. Hai înapoi. Deci în luna august nu mai găsim gheață și temperatura e undeva 3-4 grade aici în interior. Dar știi că pe vremuri era folosită pe post de ghețărie, adică oamenii care aveau la vremea respectivă restaurante sau băcănii sau tot felul de spații comerciale, veneau aici, depozitau blocuri de gheață pentru că temperatura era constantă și rămâneau. Și după veneau cu căruțele, luau, îi acopereau cu fân, le duceau la localurile lor și le foloseau în băuturi, în, da, nu știu, ce aveau ei nevoie. Înțeleg de ce era ghețărie. Gata, am ieșit afară. Ce diferență de temperatură. Deci aici e soare și avem, nu știu, 28 de grade și în interior aproximativ 4 grade. Și intri 4-5 metri. Da, o adevărată experiență și aici la peștera de gheață. Poate voi când veniți o să aveți noroc și veți găsi și gheață. Noi nu am găsit astăzi gheață. Doar iarna, dacă veniți, puteți găsi gheață. Da, e un loc inedit și recomandăm, veniți în Borsec, vizitați peștera, da, de gheață. Da, veniți în Borsec, e foarte frumoasă stațiunea asta. Ce faci, Andreea? Iar mă filmezi. Uite ce mi-am cumpărat. Nu o să te auzi? Da, Andreea și-a cumpărat un langoș și am luat două sucuri. Și că sunt cumva locale, deși nu știu unde sunt buteleate. Stai să vedem dacă găsim repede, repede. La Bușteni, dar e produs tot de Borsec. Un produs de calitate Borsec. Și am luat just o limonadă cu suc de citrice, care are portocală, lămâi și mandarine. Chiar la intrare în Poiana Zânelor găsiți o tonetă și de acolo am cumpărat aceste sucuri și un langoș. Un langoș cu dulceață 6 lei, un suc așa limonadă 5 lei. Să avem poftă! Noi ne apropiem deja de Borsec, am coborât din Poiana Zânelor, am mâncat un langoș, am băut un suc și mergem către zona centrală din Borsec. Să descoperim și cum arată zona mai centrală, unde oamenii se plimbe, nu? Da, acolo a fost fosta promenada a Borsecului. În timpul măreției Borsecului, promenada aia era plină de oameni, de turiști, erau terase, restaurante, cinematograf, terase cu orchestră, cu muzică, era ceva deosebit. Însă, acum multe au fost părăsite, dar sperăm că vor reînvia, vor fi readuse la viață. Încet, încet să apară noi locuri pentru turiști, cumva să-și ocupe timpul până la urmă. Exact, exact. Hai să vedem cum arată acum centrul stațiunii Borsec. Suntem chiar în parcul, cel mai mare parc din Borsec, se numește parcul... Parcul Înfrățirii. Parcul Înfrățirii. Aici, pe zid acesta, apar localitățile care sunt înfrățite cu orașul Borsec, iar în partea de sus e muzeul de apă minerală, o expoziție locală, istoria îmbutelierii apei minerale, sunt sticlele de la începutul facerii, ca să zic așa, da, diferite poze cu Borsec, cu vechi sau cu fabrica și multe, multe chestii faine. Urcăm până sus să vedem dacă... Da, putem să urcăm. Plus, aici este izvorul principal. Acesta. Chiar acolo în față găsim izvoarele numărul 1 și numărul 2. Exact. De aici se extrage apă minerală pentru fabrică. Deci astea, izvoarele astea sunt folosite scop industrial, să zicem așa. Da, dar și aici au fost îmbuteliate în anii 1800. Primele butoaie cu apă minerală și transportate în Imperiul Austro-Ungar și nu numai. Hai să ne apropiem puțin. În video trecut vă arătam, noi eram undeva în partea de sus și era un afiș cu amendă până la 12.000 de ron dacă intri pe proprietate. E o zonă cu risc ridicat, risc sever, cred că scria. Ei, de ce scria asta? Pentru că erau izvoarele 1 și 2 care sunt folosite în scop industrial, apa asta ajunge în fabrica Borsec. Aici cred că
Ce avem? Pe acolo trece apa. A, da. Dar nu se vede. Nu se vede, e o căsuță mică, dar e închisă cu lacăt, pe acolo trece apa. Și sus apare izvorul numărul 1 principal și izvorul numărul 2, Republica. Captarea s-a pus în funcțiune în anul 1962. Și apare cine a fost arhitect și constructor. Arhitecți, două persoane din București și ca și constructor, o persoană din Târgu Mureș. Da, deci găsim și informația aceasta, putem spune informația istorică. Da. Lăsăm izvoarele 1 și 2 în spate și o să mergem către zona de promenadă. Tot am zis că mergem la zona de promenadă, dar am făcut o escală aici la izvoare. Da, trebuie să vedem istoria de unde a început Borsecul ca și renume. Da. De asta am zis neapărat să venim până aici. Hai să urcăm un pic și pe la muzeu, să vedem dacă e cineva acasă. Hai să vedem. Dacă ar fi cineva aici sus la muzeu, ar fi interesant să vedem cum arată în interior și să vedem și noi sticlele vechi, afișe. Asta e muzeul, dar nu e nimeni acasă. Asta e clădirea în care se află muzeul, dar nu pare că ar fi cineva. O să încercăm totuși să vedem. Nu, este închis. Deci muzeul nu-l putem vedea astăzi. Poate voi sunteți mai norocoși când ajungeți aici în Borsec. Încercați să vedeți totuși dacă este deschis muzeul, chiar în centrul stațiunii, în parc. Aici avem strada de promenadă din centrul orașului, stațiune Borsec. Noi de acolo am venit, acolo e parcul și deja vedem multe clădiri care sunt într-un stadiu avansat de degradare. Uitați și voi. Aceste clădiri, dacă ar fi renovate, să arate cum arătau ele la început, cred că ar fi o bijuterie pe aici să te plimbi. Să fie restaurante, terase, magazine, nu știu, cu suveniruri și așa mai departe. Acolo unde? A fost biblioteca, uite ce frumos e reabilitată. Acolo e fosta bibliotecă și clădire reabilitată. Și arată chiar foarte, foarte bine. Da, să sperăm că și clădirile astea vor prinde viață și vor fi renovate. Și aici pe colț, uite, o clădire care a prins viață. Sigur, acum ceva timp, la fel, și ea era într-un stadiu de degradare. Dar acum arată foarte, foarte bine. Da, aici se cazează turiști deja. Da? Da, cineva a reabilitat o parte din ea. A, deci acum spațiu de cazare. E spațiu de cazare, da. Oh, uite, chiar arată bine. Pe exemplu ăsta, să fie refăcute toate, aici ar fi o bijuterie. Aici aveți prezentul și acolo trecutul. Exact, deci acolo în capăt e, facem așa o comparație. Așa nu, chiar acolo în capăt și aici așa da. Hai că se poate. Refaceți toate clădirile astea și redați Borsec cu turiștilor, să vină cât mai mulți turiști aici. Aici mai avem izvorul numărul 5, chiar lângă izvorul numărul 6 în spate și acolo avem izvorul numărul 3. Deci pe toată aleea asta putem găsi izvoarele 1 și 2 care sunt folosite industrial, izvorul 6 și izvorul 3 și 5. De unde oamenii vin și iau apă la sticlă, adică își umplu ei sticlele cu apă. Zic bine, Andreea? Foarte bine. Super. Sunteți veseli? Ce e mai vesel? Mergem către un nou punct important aici în ultimii ani. Am putea zice în ultimii ani, dar o să vedeți imediat. Am zis eu că ne vedem direct din alt punct, dar până atunci facem un mic popas la noi la pensiune aici, la pensiunea Favorit, care în trecut se numea Vila 34 Rândunica. Tot v-am arătat vile numerotate. Ei, și aceasta era numerotată 34 și se mai numea și Rândunica. Și după reconstrucția ei, fiindcă a fost reconstruită de la zero, nu mai putea fi renovată, a fost schimbată denumirea în pensiunea Favorit Ferice. Mergem, bem o limonadă și abia apoi ne vedem din punctul de care vă ziceam adineauri. Și după pauza bine meritată de la pensiune, da, am venit la Bobul de vară din Borsec. Hai așa să facem o tură, să se vadă Bobul. Aici în spate avem pârtia. Pârtia din Borsec. Se numește Pârtia Speranța? Pârtia Speranța din Borsec, aici a confirmat Andrei. Și de anul trecut a fost cea mai tare. Cea mai tare pârtie.
Și de anul trecut a fost, este amenajat un bob de vară. Da. Ce înseamnă asta? O să vedem. N-am mai avut experiența asta niciodată până acum, da, așa că... Ești foarte entuziasmată și veselă, nu? Hai să mergem în bob și vedem toată experiența aici. Da, ne-am luat bilete, e 10 lei o tură. Și pentru copii am văzut e 5 lei, pentru adulți 10 lei tura. Hai să vedem dacă s-au meritat banii ăștia. Acum discutam, poți să frânezi singur, adică viteza o controlezi singur. Uh-huh. Andreea. Să merg eu prima ca să controlăm lucrurile. Deci Andrei, o să mergem noi prea încet. Păi, asta este, Doamnele controlează totul. Da, da, inclusiv bobul de vară. Exact. Așa, la urcare nu trebuie să faci prima, numai fi. Doar scop. Stau. Nu, așa, fir întins. Și gata, urcăm, Andreea este în față. Deci se controlează, dacă e până în capăt, ai viteză, iar dacă o tragi ușor, pui frână. Andreea deja a plecat. Uitați-o acolo. Și aici totul e automat. Gata, am plecat. Ți-a plăcut? Foarte mult! Wow, super tare, mulțumim! Ce fain a fost! Așa-i? Foarte fain! Pare scurt traseul, dar e foarte fain! Da! Foarte ce tare! Și sporțiunile alea în care accelerezi! Da, da, da! Cum e gașca veselă? Super tare! O notă de la 1 la 10! 10, clar! 10, 11. Da, deci ca experiență, wow, super, super tare. Ai așa adrenalină, că tu ai controlul, deci poți să accelerezi, frânezi, da, controlul e la tine. Plus că curbele alea sunt ca la un roller coaster, așa un pic într-o parte, eu da, 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 da. Wow, și pentru 10 lei se merită din plin. Da, 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 neapărat, dacă wow. Ajungi pe aici în Vortex să veniți neapărat, că e fain. După multe ore. Da, și după experiența cu... Sania de vară și toate activitățile pe care am reușit să le facem astăzi, avem și o concluzie. Păi ce să facem, Borsec, da, nu? Da, și nu e suficient să vii să stai o zi. Noi astăzi am fost așa... Maraton. Maraton, da. E bine să vii și să te odihnești la propriu. Adică tot ce am vizitat noi astăzi, plus alte locuri pe care nu am reușit încă să le surprindem, cum ar fi cetatea Bufnițelor. Mai este un loc, se numește cetatea Bufnițelor, nu este nicio cetate, nu găsiți ziduri acolo, doar că sunt multe bufnițe și e un loc de belvedere. Da, da. Noi n-am mai reușit astăzi să mergem. Da, mergeți voi și ne scrieți cum a fost când ajungeți exact, aici în Borsec. Exact. Oricum, o zi plină. Da. A fost foarte frumos că l-am avut și pe Andrei cu noi și ne-a mai explicat, am povestit cu el. Mm-hmm. El e aici în Borsec de mulți ani. Din 2013, dacă țin minte bine. Da, 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 din da. 2013. Puteți spune că e de acasă aici în Borsec și exact. Îi mulțumim pe această cale. Borsec a fost un loc care ne-a surprins plăcut. Și da, chiar vă încurajăm să veniți și să vizitați stațiunea. Sperăm data viitoare când venim să găsim și clădirile alea renovate. Deci ar fi o surpriză plăcută. Sigur, stațiunea și toată zona s-ar relansa mult mai puternic dacă mm-hmm. s-ar reface și clădirile istorice. Da, dar până atunci fiecare dintre noi poate să susțină un pic turismul de aici din zonă. Vizităm stațiunea Borsec, da? Exact, da. Atât de simplu. Deci, cum ziceam în video trecut, Borsec nu-i doar o apă minerală. Este și o stațiune turistică în momentul de față, deci pe lângă industria apelor mai au și turism și chiar ai ce să faci și te relaxezi. Exact. În concluzie, Borsec are un like de la noi. Urmează noi aventuri, stați aproape aici pe canal Valize Vesele. Vă așteptăm și cu un comentariu. Un like, un share, un subscribe să susținem turismul din România. Da. Până data viitoare, noi vă salutăm și nu uitați, fiți întotdeauna... Valize Vesele! Valize! Și beți apă Borsec! Pa, pa! Pa!